Servus, dragilor, mă bucur să ne reîntâlnim. Am postat cu ceva timp în urmă un filmuleț cum am eu YouTube-ul în mașină. Și ca să fiu sincer, a fost o procedură destul de costisitoare ca și timp și nervi, prin care am reușit să îmi rutez un telefon, să-i dau drepturi de nu știu care, destul de costisitoare așa ca timp și ca nervi, pentru că nici eu n-am avut toate cunoștințele necesare, dar astăzi revin cu o versiune îmbunătățită prin care vă arăt cum puteți să vă instalați și voi YouTube-ul în mașină fără prea multe bătaie de cap și doar cu puțină atenție din partea voastră. Și dacă mă urmăriți până la final, o să vedeți și voi cât de ușor este cu puțină atenție să aveți instalat YouTube-ul în mașină. Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mihai, îmi place să împărtășesc în principal din excursurile și din călătoriile mele, dar câteodată și câteva chestii de parte tehnică. Ca să poți să-ți instalezi YouTube-ul pe mașină, ai nevoie în principal de două lucruri. 1. Este mașina care să aibă Android Car și 2. Un telefon cu Android. Eu am avut în trecut un telefon mai vechi pe care l-am rutat, o trebuie să dau dreptul de administrator ca să poți să instalezi niște aplicații peste aplicațiile legale, să zicem așa, ale lui Google. Dar de data asta am un telefon mai nou pe care n-am mai vrut să-l mai rutez și am căutat o altă metodă și am găsit-o. Sfatul meu este să nu folosiți YouTube-ul când conduceți mașina, pentru că cea mai mică neatenție se poate transforma într-o mare tragedie. Din motivul ăsta, rugămintea mea este să folosiți YouTube-ul în mașină doar când stați pe loc. Sunt destul de multe momentele în care stai în mașină și nu știi ce să faci. Stai cu mașina electrică să ți-o încarci și durează un pic. Nu-i cazul meu, dar se poate întâmpla în viitor. Sau stai să-ți aștepți copilul de la sala de sport sau soția de la magazin și atunci ai o posibilitate să folosești YouTube-ul în mașină. Ca să poți să instalezi YouTube-ul în mașină, așa cum am spus, am nevoie de două lucruri. Mașina care să aibă un display touchscreen cu Android Car, cu funcții de Android Car și un telefon cu Android. Eu nu am vrut să mai fac rutări și alte chestii, să fie cât mai simplu posibil și atunci am găsit o aplicație care se numește Android Auto App Downloader. Asta ce face? Îmi dau jos aplicația, mi-o instalez pe telefon și prin intermediul ei instalez alte aplicații care vreau să fie afișate pe display-ul mașinii. Ca să poți să-ți instalezi această aplicație, Android Auto App Downloader, nu este în Google Play. Nu este în magazinul oficial al lui Google. Și atunci există un link. V-am pus link-ul în descriere la acest video. Îl aveți și aici pe ecran. Mergeți la adresa pe care v-am scris-o aici și downloadați aplicația Android Auto App Downloader. Haideți să vedem cum instalăm pe telefon aplicația respectivă. Am deschis un browser și m-am dus pe link-ul pe care vi l-am pus atât în descriere cât și aici. Și acum, suntem pe GitHub și suntem pe pagina de la AAAD, care este Android Auto Apps Downloader. Okay? Aici ne putem uita un pic pe pagină, nu am nevoie de niciun PC, nu este nevoie de nicio opțiune ca să fie în modul developer la telefonul lui. Nu am nevoie să rutez telefonul și așa mai departe, care sunt compatibilitățile. Dacă aveți o versiune de Android mai veche, verificați aici și acum îi dau Go to Download. Mă uit aici, este versiunea 1.4 care este ultima, este un mic istoric și avem AAAD 1.4 Release APK. Și acum descărcăm aplicația pe telefon în Downloads. Și descarcă aplicația pe local. După ce se descarcă aplicația, o deschidem și ne întreabă, do you want to install this application? Install. Așa cum a spus, aplicația asta AAAD de care am nevoie nu este în Google Play. Nu este o aplicație oficială prin magazinul lui Google. Și atunci trebuie să îmi descarc aplicația din altă sursă. Și sursa este în link-ul pe care vi l-am furnizat în descriere. După ce am instalat aplicația, îi dăm Open. Aici am un mesaj de atenționare care îmi spune că trebuie să dau drepturile să se poată instala aplicații din alte surse, ok? Nu numai din Google Play. Dacă nu fac chestia asta, o să am probleme să instalez alte aplicații prin intermediul la AAAD. Și spunem ok. Și acum mergem în jos și avem bifat unknown source. Eu am bifat aici. Allow installation of apps from sources other than Google Play. Ok? Deci mi este bifat. Dacă nu aveți, bifați-o. După ce am bifat că pot să instalez aplicații din surse necunoscute. Acum pot să-mi instalez de aici o aplicație pe care mi-o doresc eu. Prin versiunea asta gratis la AAAD, la Android Auto App Downloader, pot să-mi instalez doar o singură aplicație. Dacă vreau, pot să iau versiunea Pro, plătesc undeva 3,5 euro, undeva 17 lei, o nimica toată, și pot să-mi instalez ce aplicații îmi doresc eu ca să le am pe telefon. Și în cazul nostru este vorba de CarStream. Chiar dacă ați găsit CarStream-ul și l-ați instalat din altă sursă independent,
nu va funcționa dacă deja o aveți instalată. Sfatul meu este să dezinstalați acea aplicație și să o folosiți CarStream-ul prin intermediul la AAAD. Apăsăm pe CarStream și mi se deschide o fereastră din care să-mi aleg ce versiune de CarStream vreau să fie instalată. Chiar dacă aveți deja instalat CarStream, nu are nicio relevanță. Trebuie să instalez CarStream-ul prin intermediul la AAAD. Bifez că vreau să instalez ultima versiune de CarStream și dăm OK. Și mi se încarcă CarStream-ul prin intermediul această aplicație. Am aici install, instalăm, aplicația a fost instalată și o deschidem. Permiteți la CarStream să acceseze foto, media, file și pe așa pe device? OK, dăm allow. CarStream record audio OK ca să poți să dai comenzi vocale. Și în acest moment aplicațiile sunt instalate și asta a fost tot ce am de făcut pe telefon. Pasul următor este să conectez telefonul prin cablu la mașină și în momentul să am Android Car-ul, deschid Android Car-ul, se deschide, intrăm pe meniu și avem aici CarStream. După ce am deschis CarStream-ul, avem aici YouTube-ul. Pot să fac o căutare pe YouTube, căutăm, am căutat Mihai Popa, click, dacă ați ajuns până în punctul ăsta, apăsați vă rog și butonul de subscribe, aici aveți postările mele, avem butonul de full screen aici și n-am altceva de făcut decât să mă delectez cu o muzică italiană prin Veneția. Mă pot întoarce acasă, am butonul de search și pot să caut aici tot ce-mi doresc. Căutăm Maramureș, opa, top 10 atracții Maramureș. Și tot așa. Și asta este YouTube-ul din mașină. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de subscribe și dați-mi și mie un like dacă merit pentru postarea asta. Dragii mei, cam astea sunt etapele și sunt pașii ca să-ți instalezi YouTube-ul în mașină și cam asta este rezultatul. Lăsați-mi și mie un comentariu cum vi se pare procedura asta și dacă ați reușit să vă instalați YouTube-ul în mașină. Dacă vi se pare ok și ați reușit, dați-mi și mie un like dacă merit. Și spuneți-mi și mie care filmuleze pe canalul Mihai Popa se vede cel mai frumos la voi în mașină în YouTube. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc zile minunate și Doamne ajută-vă. Ciao, pa!